primăvara, salarii, pensie și oameni care mă înconjur. Acasă, la serviciu, pe stradă, ia ca și dumneavoastră sunteți frumoși. Dragoste, prietenii. Cred că ziua de astăzi. Să fii bine în familie, să fii la lucru, totul bine. Așa, să te simți bine, te scula dimineața că te poți ridica din pat și ai făcut gimnastic și la lucru, să am de acum e bine. Familia. De ce? Nevasta, copiii. De ce anume? De ce? Pentru asta trăiesc. Pentru familie. Familia, prieteni. Și rest. Cred că să stau cu familia mea sau să petrec timpul cu cei din jurul meu, cu prietenii mei. Pentru că sunt sănătoasă. Sănătatea și familia mea sunt cea mai fericită. Fericirea vine de la sănătate, dacă este sănătate de tată. Familia, că învăț. Acestea. Fericită mă face să fiu alături de oamenii dragi. Fiindcă mă simt mai bine pe lângă ei. Dreptatea mă face fericit atunci când se respectă bunul simț și legea în țara noastră. Bineînțeles, există o fericire personală, există o fericire, mai multe sunt tipuri de fericire, depinde fiecare ce valoare își pune. Pentru mine personal, totuși, eu aș opta pentru fericire ca aspectul, ca să existe o ordine în societate, o stimă, o educație, o dragoste, adică să fie o societate civilizată. Eu ca activist, adică mă rog. Dar ce mă face fericit, așa, există și fericire, așa, cum să spun eu, un pic mai mărunțică, așa. Fericire poți oriunde să o găsești dacă vrei și dacă... Și depinde tot cum privești lucrurile. Chiar uneori și o seară petrecută cu o persoană dragă poate fi cea mai fericită. Nu neapărat să mergi undeva în localuri scumpe, adică principalul să ai ceva ce te inspiră și te face să te simți plin. Sănătatea omului sau pentru altceva este familia, că este bine tot în ordine și tot ce se întâmplă în jur. Cred că un mod plăcut de a-mi petrece timpul, adică deseori sunt nevoit să fac chestii care nu vreau să le fac, însă când am timp pentru ocupațiile mele, adică să citesc sau să mă ocup cu ceva interesant, atunci sunt fericit. Cred că banii. Deoarece banii aduc fericire în casă oricărui om. Familia, afacerea, rudele,